Mă numesc Niculescu Emilian, electrician, am 47 de ani, lucrez aici de 12 ani, din 1999. Aici noi suntem polivalenți, cum s-ar spune, deci pe lângă electrică facem și alte, inclusiv incinerare cadavre, mânuire cadavre. M-am gândit vreo două luni până să vin atunci. Oricum, ce mi s-a părut aici era că asta mult mai ușor decât ce aveam la metro. A fost și o provocare și o curiozitate. Toți când trec pe lângă o crematorie se gândesc cu mine înăuntru, dar ar vrea să vadă și în realitate. Și cum să fie? Este un loc de muncă mai stresant totuși față de alte locuri de muncă. Nu se compară cu meseria care o făcea pe șantier sau pe lângă meseria actuală de electrician, cuprinzând și incinerările și pisarea cenușii și mânuirea cadavrelor. La început aveai o strângere de inimă. Totuși, să stai să-i manipulezi de acolo-acolo. Când s-aduc copii mici pentru incinerare, ai o strângere de inimă când bagi un copil mic la cuptor. Pentru că s-aduc și copii mici. Nu foarte des, dar în genere s-aduc. Nu că nu te-ai obișnuit, dar mi se pare ceva totuși peste puterea mea de înțelegere. Adică ar putea fi duși sau îngropați sau nu neapărat incinerați. Dar totuși un copil, chiar dacă ar fi fost și religia, nu l-aș fi băgat la cuptor. Întâmplări ieșite din comun au fost când a fost un decedat care a depășit limita admisă, adică gabarit depășit, cum s-ar spune. E foarte greu să-i introduci la cuptor, dar și acum avem un standard la care băgăm, că peste 120 de kg deja, și am avut la 170, 176, 180 de kg. Deci trebuie forță. Mortul se ia din sigliu. Există un respect, un cearșaf care este sub mort și cu tot ce este pe mort, exact așa cum se află, cu flori, cu tot ce are, în afară de iconițele care le ia familia, care nu se bagă la foc pentru că e păcat, le ia familia și le dă cuiva. Cearșaful acela se ridică cu mortul, se pune pe limba căruțului și se introduce la cuptor. La temperatura respectivă care se va produce, totul va arde, va rămâne oasele calcinate, atâta rămâne dintr-un om, între un kil și jumătate și 3 kg. O incinerare durează cam în jur de 2 ore, după care cenușa se recoltează într-o sală specială unde se pisează, se pune la urnă, se lipește biletul semnat de familie cu numele decedatului, numărul de urnă, urnă care va sta sub supraveghere până când familia va decide ce va face. O va ridica, mulți ori se duce, o aruncă pe apă, pe munte, pe mare sau mai știu unde, alții o îngroapă, alții o duc la cavouri. Sunt oameni bătrâni, la aproape 100 de ani, care sunt incinerați, da? Care mai rămâne o mână de om din el, adică nu mai oase, dar asta nu înseamnă că nu rămâne și cenușii. Rămâne, pentru că și la ei, la fel ca și la ceilalți, oasele rezultate după incinerare calcinate, aia este cenușa.